Dar tu, Mări, tu ce faci? Eu torc. Da, de ce torci? De ciorici. Pentru cine? La fecior, să-i fac o pereche de ciorici, că zine iarna. No, bine, lucra. Da, nu mă teamă, tu șef. Eu torc de urzătură de sfetări, că zine iarna și am nepoțica asta care e lângă mine și vreau să-i fac să aibă și eu unul mai micuț. Bine faceți. Mai horim horea aceea, cine n-are doi părinți? Ce ziceți? Horim? Da, cine n-are doi părinți, măi, zdea Hi.
dorule, dorule măi. Cine pune acul în mână? Cine le învăța pe cocoania lucra? Cine era persoana care se ocupa de creșterea lor? Că până la urmă trebuie să înțelegem că trebuie să ne ocupăm de creșterea cocoanelor. Păi mama bătrână, eu a fost cea care s-a ocupat de copii. Mama bătrână e bunica? Mama bătrână e bunica, însă în zona noastră se zicea mama bătrână. Sau câteodată mama bună, dar mama bătrână. Cei tineri erau plecați la muncă. Dimineața plecau la muncă, se întorceau seara obosiți, iar acasă rămâneau copiii cu cei mai în vârstă. Nu putem să minimalizăm rolul părinților, dar ei se ocupau mai mult de asigurarea traiului zilnic al familiei. Mama bătrână s-a implicat începând de la numele care i l-a dat la copil. Ce ziceau? Am avut un frate, a murit pe front, să-i dăm numele la copil, a fratelui acelui, să ne amintim de el, să nu îl uităm. Apoi, mulți din familie purtau numele de Ilie. Păi, numele de Ilie să meargă mai departe, să-l ducă mai departe familia. Sau Ion. Foarte interesant, în satul nostru, vreau să fac o paranteză aici, în satul nostru, pe la mijlocul secolului 20, erau 54 de femei care purtau numele de Călina. În satul vecin erau două sau trei, în celălalt sat niciuna. Pe urmă s-au măritat două din Călinești în Cornești. De unde e Călina? Dacă ați citit una din cărțile noastre, ați văzut o legenda Călinei, locul unde s-a așezat mănăstirea, biserica din Căieni, deci fosta mănăstire din Mănășturi, unde s-a adus locul unde s-a așezat această biserică, este legat de acea fată Călina. De fapt, Călina vine de la numele de Călin, erou eponim al satului nostru. Este și o legendă lui Călin. Călin cu oamenii lui au dat viață satului. Să revenim la ale noastre, deci astăzi avem foarte multe nume din astea mai, a unui artist, a unui fotbalist, a unei actrițe, că sună mai bine și numele noastre le cam neglijăm. Mama bătrână s-a ocupat de tot, deci s-a ocupat să crească copii, s-a ocupat de copii să învețe cum să dea binețe la oamenii bătrâni, cum să salute oamenii bătrâni. Când mama bătrână s-a așezat să-și zică rugăciunea, l-a așezat și pe copil, indiferent că a fost așa de mare, să-și împreune mâinile să-și zică rugăciunea. Chiar dacă acel copil nu înțelege sensul cuvintelor, până la urmă o știut că trebuie să-și zică rugăciunea. L-a luat mama bătrână pe copil cu ea la biserică și l-a învățat. Dacă a fost fată, a învățat-o primele cusături. Pe o bucată de pânză, a învățat-o rostul acului și a aței, până a ajuns să scoasă prima cămașă. Și asta, să știți, mama bătrână are acest rol în familiile noastre de țărani. Tu mergi la biserică, mândra mami? Îmi spune! Te duci la biserică? Da. Nu te cred, în zâm. Da. Mergi la biserică? Da. Dar cu cine mergi la biserică? Cu mami. Cu mami. Ai, ce frumos. Cocoanele este, doamna Șerba, vor să știți ce pot face cu bureanele astea. Zburene sau nu? Nu zburene. Nu zburene. Bine, la prima vedere, da, la prima vedere zburene, dar ele sunt, de exemplu, asta e frunză de hrean. Hreanul, după cum știm, este o plantă alimentară, deci o folosim ca și la sosuri. Așa, asta e sunătoare, e bună de ceai pentru stomac. Iar acesta este tarhon și frunzele se folosesc la condimentarea mâncării.
ciorba de fasole făcută cu frunze de tarhon este nemaipomenită. E foarte bun și în murături. Are un gust dulceag. În afară de asta, din toate putem obține un fel de extractul loului, un fel de extract pentru vopsirea lânii. Sunt plante tinctoriale, așa se numesc, și se poate vopsi lâna. Putem obține un verde foarte frumos din... Uitați, amu, ne aduce doamna Sandor. Da, acest verde este folosit, este obținut cu ajutorul frunzelor de hrean. Această culoare de verde este cachi, este obținută cu țeline, frunze de țeline din grădină. Aceasta este obținută cu laptele câinelui, numită și lăptiucă câinească. Așa, am obținut cu coș de nucă, coșile verzi, lanucile care se desprind acum, coaja care se desprinde de pe coaja de nucă coaptă, cu o mână de foi de ceapă, se poate obține această culoare frumoasă. Iar aici avem o culoare obținută cu sunătoare, cu extract de sunătoare. La noi se mai numește și sângele Domnului. Se obțin culori frumoase din orice plantă verde care conține clorofilă, numai că trebuie folosit mordant, sulfat de cupru, camodan, sulfat de cupru și oțet. Acolo două covare, aceste culori se regăsesc acolo pe acele covare. Sunt țesute acolo în acele covare. Covarele se numesc, unul este izanca, se numește izanca. După model sau... Și... Las microfonul, ia microfonul. Acesta din coace se numește izanca. Se presupune că modelul ar fi adus de pe Valea Izei. Și de aceea femeile, pentru a-l identifica mai ușor, i-au zis izanca. Iar cealaltă este roate cu crengi. Să știți că la noi nu se zic romburi, la orice romb se zice roată. Roate cu crengi, roate cu ciocane, roate cu ceabăsuri, diferite tipuri de roți. V-am promis pe începutul acestei emisiuni că o să vorbim mai mult cu cele care au inițiat proiectul Șezătoare de poveste în Maramureș. Da? Anca Abatiu, cum ți-a venit această idee? Tu, draga mea, ți-aduce aminte că ne-am cunoscut anul trecut, când am fost în Maramureș ca turist și căutam nu doar locuri, ci oameni. Cineva mi-a spus de tine și am venit și te-am văzut acolo frumos în deal, la mănăstire, îmbrăcată în costum popular. Și ți-am promis și mi-am promis că data viitoare, când ne vedem, suntem în costum popular. Voi purta și eu costum popular, pentru că împreună cu Ana Borca avem o asociație care se numește Ia Călătoare, care ne călătorim ele prin satele din țara Făgărașului, organizând șezători itinerante. Tocmai pentru că, din păcate, lumea satului încet, încet pierde legătura cu tradițiile și cu moștenirea. Și n-am putea să facem toate astea dacă n-am avea concursul doamnelor de la grupul de șezători în țara Făgărașului, care la fiecare inițiativă năstrușnică sau mai puțin năstrușnică de a noastră răspund prezent. Acest proiect am reușit să-l facem pentru că este cofinanțat de Primăria Municipiului Făgăraș și de Consiliul Local Făgăraș. Ei au deschis o linie de finanțare pe cultură și atunci am zis, da, ăsta este semnul că ajungem în Maramureș. Șezătoare de poveste pentru că trăiți aici pe niște plaiuri de poveste și pentru că am venit să ne povestim unei alteia ce am primit, cum încercăm să dăm mai departe, cât de diferite și în același timp cât de asemănătoare sunt porturile noastre. Și ceea ce am simțit și la tine și la doamnele, mi-ai zis să nu le spun, dar găzdoi. Sunt doamne, găzdoile voastre, este mândria cu care ne purtăm portul, mândria cu care povestim poveștile pe care ni le-au spus bunicii noștri, bunicele noastre,
și suntem, una dintre doamne zicea, sunt fericită. Cred că toate putem să spunem că suntem fericite că am ajuns la voi. Așa este. Cum e în Maramureș? Este surprinzător. Ne surprinde natura, ne surprinde natura oamenilor, ne surprinde căldura cu care ne-ați primit, ne surprinde toată frumusețea asta care ne înconjoară și ne emoționează. Am impresia că am rămas fără cuvinte. Și de ce e călătoare? Ea călătoare pentru că nu călătorim doar în spațiu, călătorim și în timp. Mergem, să spunem, când îmbrăcăm ea, facem un pas în timp. Redescoperim tradițiile, redescoperim rădăcinile, redescoperim legătura cu bunicii, străbunicii noștri. Eu zic că atunci când îmi îmbrac ea, e ca și când aș merge de mână cu mama, bunica și străbunica și am mai mult curaj să facem călătorie așa departe sau să întâlnim oameni noi. E o călătorie între cer și pământ. De fapt, cuvântul acesta călătorie simbolizează așa de multe lucruri încât îi descoperim valențele cu fiecare călătorie. Dacă inițial călătoream așa în jurul Făgărașului, uite ce departe am ajuns. Și cred că cel mai mult sublinează faptul că e o călătorie în străfundul sufletului și al istoriei noastre. Cu ce ești îmbrăcată astăzi? Eu port o ie de mireasă din satul Mândra, de unde sunt bunicii mei. Am văzut că mi-ați adus un clop, tot din Mândra. O pălărie gătită ca în Mândra, da. Să nu mă prindă soarele. Este o cămașă la care țin foarte mult pentru că am primit-o de la cineva într-o condiție destul de precară. Era foarte murdară și foarte prost întreținută și am zis că atunci când investești dragoste într-o ie, este ca și o femeie pe care dacă o iubești, înflorește. Și cu puțin timp și cu puțină apă și multe călătorii, noi le încărcăm iile acestea. Și aș vrea să spun la finalul călătoriei mele pe pământ, să le spun copiilor mei, uite, cu ea asta am călătorit la Maramureș și poate mai înregistrăm și alte călătorii. Și nu a rămas doar o ie de mireasă pusă într-o ladă de zestre, este o ie călătoare. Așa e. Ce au pregătit femeile? Puteți să ne spuneți fiecare găzdoaie ce lucrați, că noi nu lucrăm ca dumneavoastră. Acum lucrez o ie de Făgăraș. Noi zicem cămeșă. Și noi zicem ie. Da? Este o ie care se lucră cu ciocănele, cu săturile acestea negre. Cusătura se numește ciocănele. Ea este înconjurată de pui, este crucea Sfântului Andrei în modele. Sunt și modele. Și da, da, romburi, dar roate, ca pe aici a spus. Floricele și este o ie pe care o am în lucru și aceasta e ia pe care am cusut-o. E prima mea ie, inspirată după o ie foarte, foarte veche, de peste 100 de ani. Foarte frumos. Cine v-a învățat să coasă? Am învățat să cos de la mama mea și dragostea mare pentru ii și pentru tot ce a rămas de la bunica, de la mama, m-a făcut să încerc și eu să cos. Ce frumos. Doamna? Eu aici am o mânecă tot de pentru ie. Începătoare. Da. Sunt îmbrăcată cu un brâu. Așa se numește brâu de la Ileni. Deci nu-i ziceți ie. Nu, e brâu. Nici cămeșă. Nu, e brâu, brâu. Și cu crătințe. Crătințe tot de la Ileni. Frumos. Da. Da. Așa, pentru că e țesut în război. Deci este țesut pe pânză, pe pânză țesută și se numește brâu. Da. Poftim ea. Doamna Mia, cine de costumuri din tale? Eu port un costum original din... Haideți așa, în picioare, că sunteți tare mândră gătată. Haideți să ne spuneți cu ce sunteți gătată astăzi, ca o copan. Ca o de unde încep? De la cap? De la cap, unde vrei. Pe cap am o vălitoare, așa se numește de la noi, e făcută dintr-un prosop foarte lung, dintr-un prosop foarte lung pe un carton. Și ca să... Înainte ce puneau? Bati cârpe, curanțe.
La noi așa se zicea, la franjuri. Deci, asta e, noi zicem o bândură, un ștergat. Nu, noi zicem ștergat, prosop sau prosop, cum era. Lung, așa. Foarte lung. De, mai lung decât cel obișnuit. Ca să se poată învârti de câteva ori. Și fetele sau... acest costum îl purta numai nevestele măritate. Numai. Și fetele, bătrânele? Bătrânele poartă o rochea în roc și pe, în față o cretință. Și pe cap? Pe cap basma. Cârpă cu ranță. La noi așa se zice frajuri. Nu, n-avem căiță. Nu este. Și ea asta e cusută cu mâna. În așa. Și în față este un șurț țesut în război din trei foi, că așa se numește șurțul în trei foi, în spate e o cretință roșie tot țesută în război. Și în picioare ghete sau pantofi cu turiac sau sandal, dar pantofi, nu, sandale nu purtau. Frumos.